în biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu a devenit astăzi un lider important al PSD, a ieșit la firmament. El era un lider destul de retras al partidului, este președintele Camerei, este cel care a ieșit astăzi și a spus că această conducere a PSD cu doamna Dăncilă trebuie să plece. În acest moment, Marcel Ciolacu discută cu baronii partidului ce se va întâmpla mâine, unde va fi un comitet executiv, da, convocat deja pentru a decide soarta Vioricăi Dăncilă. Pe surse politice s-a transmis din zona PSD, din zona lui Marcel Ciolacu mai exact, faptul că doamna Dăncilă ar fi acceptat într-o discuție între patru ochi acasă la domnia sa cu Marcel Ciolacu să-și dea demisia de la conducerea partidului, să-l desemneze pe Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, în funcția de președinte interimar, iar apoi să se purceadă la un congres extraordinar care ar putea avea loc undeva în luna februarie 2020. Așadar, acum se fac cărțile, se pare că doamna Dăncilă are soarta pecetluită, dar, spun tot surse din PSD, doamna Dăncilă s-ar putea să le ofere o surpriză puciștilor din PSD și să nu-și anunțe demisia mâine. Dacă nu și-ar anunța demisia, atunci, prin vot al Comitetului Executiv, chiar dacă ar fi schimbată doamna Dăncilă, președinte al partidului ar rămâne Eugen Orlando Teodorovici, care nu face parte din tabăra puciștilor în acest moment. Vedem toate declarațiile, așadar este noaptea cuțitelor lungi în PSD, cum este numită. De fiecare dată când un lider important al PSD, un candidat la președinție, a pierdut alegerile, atunci la partid a avut loc această noapte a cuțitelor lungi. Acum se întâmplă în biroul de președinte al Camerei Deputaților. Exact în acest moment sunt negocieri și discuții acolo. Bădălău, Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, Paul Stănescu sunt lideri importanți ai PSD care s-au reunit, Ionel Arsene, Marian Oprișan, baronii apropiați odinioară de Liviu Dragnea sunt în ședință pentru a găsi formula de scoatere din politică a Vioricăi Dăncilă. Viorica Dăncilă ar urma să primească în compensație un mandat de deputat la alegerile parlamentare și probabil președinția organizației de femei care a mai deținut-o, pe care doamna Dăncilă a mai deținut-o de fapt. Haideți să vedem informațiile, să vedem declarațiile, vă prezint invitații. Discutăm astăzi și despre ce se întâmplă la guvernare, pentru că cifrele, visteria țării pare a fi golită. Orban trebuie să facă rost de bani pentru rectificarea bugetară, premierul României, și deficitul a sărit, se pare, de 4%. Așa cum anticipam de câteva săptămâni, au anunțat liberalii acest lucru. Discutăm și despre economie, discutăm și despre dosarul colectiv, pentru că procurorii, până la urmă, în sfârșit, și judecătorii, se pare că vor da o soluție până la urmă în dosarul colectiv. 15 ani de pușcărie se cer pentru Piedone, fostul primar al sectorului 4, făcut și acuzat de nereguli în dosarul colectiv. Îi spun bună seara lui Dan Cărbunaru, jurnalist Cale Europeană. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Dan, domnul Petrișor Peiu, analist economic, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Domnul Valentin Onescu, la fel, analist economic, care are toate cifrele acolo. V-ați documentat pe ce se întâmplă cu rectificarea bugetară și cu deficitul ăsta. Și senatorul Mihai Goțiu, partidul USR, mulțumesc pentru prezență. Bună se seara, va alătura bine v-am găsit. Și Partidul Național Liberal. Haideți să vedem declarațiile de la PSD, cum a evoluat ziua. Repet, avem un nou lider al PSD, da? Marcel Ciolacu, scos așa parcă din spuma mării, președinte al Camerei, revendică președinția Partidului Social Democrat după dezastru de la alegerile prezidențiale de ieri. Nu am luat în calcul acest lucru, vom discuta în cadrul Comitetului Executiv Național. Noi trebuie să avem în vedere că vin sărbătorile și imediat intrăm în precampanie electorală. Trebuie să fim foarte bine pregătiți. Bineînțeles, voi asculta opiniile tuturor colegilor, vom vedea cum văd lucrurile de acum încolo pe fiecare județ în parte. Trebuie să nu analizăm numai ceea ce a făcut candidatul. Eu consider că am făcut tot ceea ce ținea de mine. Declarația de aseară doamnei Dăncilă, care se pare că s-ar fi răzgândit cu această rămânere pe poziție.
poziții. Haideți să vedem declarația lui Marcel Ciolacu, care a confirmat întâlnirea cu doamna Dăncilă. Pe surse, vă spun, știți, deja de la prânz s-a scurs informația că doamna Dăncilă ar fi acceptat să-și dea demisia cu anumite condiții. Dan Cărbunaru, vor tranșa repede bătălia asta sau se va prelungi scandalul în PSD? De regulă s-a prelungit, dacă ne uităm în istoria recentă, s-au prelungit luptele astea interne pentru supremație în partid, în PSD. Dacă este un scandal, el cu siguranță este alimentat sau mai degrabă o bătălie pentru putere, pentru succesiune, declanșată în mod tradițional după pierderea alegerilor prezidențiale de către PSD. Știm asta de la Ion Iliescu încoace, o știe și domnia sa, o știe și Mircea Joana, o știe și Victor Ponta și probabil că o află acum și doamna Dăncilă. Niciunul dintre cei dinaintea doamnei Dăncilă nu cred că și-a dorit să îi se întâmple ce i s-a întâmplat, dar pare că asistăm la aceeași logică. Acum, sigur că PSD este, după ce a fost multă perioadă, o mare perioadă de timp într-o degringoladă ideologică, acum e într-o degringoladă de organizare și de leadership. Dar ce fiind condus autoritar ani de zile, până de curând sub mâna forte a lui Liviu Dragnea, în mod natural, atunci când dispare liderul care conduce autoritar și bătălia pentru putere, este dificil de purtat între lideri adevărați, deoarece, să ne amintim, nu doar faptul că doi prim-ministri au fost doborâți cu mâna lui Liviu Dragnea până la urmă și din dispozițiile sale, și asta în văzul lumii, dar și liderii care au avut ceva de zis împotriva modului în care PSD-ul conducea România și, până la urmă, comunica puterea public, au fost îndepărtați. De aceea, față de altă perioadă, este mai dificil acum să existe reconstrucție în PSD, neavând nicio linie ideologică clară, merge din inerție pe zona de stânga, pentru că așa ne-a obișnuit cu toții să-l asignăm ca un moștenitor continuator, să spunem, al politicilor de stânga în România, dinainte de 89, după 89, mai puțin contează acest lucru acum. Cert este că rămâne principala forță de stânga într-o țară care nu are derapaje extremiste sau antioccidentale. În aici mod explicit, nu sunt de acord cu tine și nu, în sensul că n-au devenit o politică, n-au devenit neapărat o politică de țară. Au existat accent, au fost lideri din PSD care și-au asumat acest discurs. Plus un limbaj dublu. Dar nu am avut, cum se întâmplă în alte țări europene, derapaje teribile, excesive. Ei, și în acest context, asta ar să zicem că ar fi parte bună pentru PSD, s-a văzut în 6 luni de zile. Ai uitat discursele lui Dragnea, deci din Piața Victoriei, cu Europa, cu Soros, cu... Da, erau mijloace de campanie pe care nu știu dacă le credea cineva. Acum e posibil ca ei să se fie autoalimentat cu aceste imagini pentru a prinde încredere între ei, pentru a-și coagula cumva o anumită ideologie. Dar n-au ajuns până la a pune România într-o zonă de coliziune, în afară de partea de justiție, care a fost brutală, care a fost transparent asumată împotriva tuturor angajamentelor României pe zona legată de MCV, de stat de drept, dar nu am avut o poziționare a țării noastre pe curs de coliziune cu Occidentul. Cu toate aceste lucruri, avem un PSD nereformat, incapabil să mai scoată lumea la vot, altfel decât prin mobilizarea de partid în teritoriu, și care s-a trezit că a pierdut alegerile cu un scor istoric. Doamna Dăncilă ne-a explicat ieri că, de fapt, a recuperat decalajele, că PSD e gata să intre în locale și generale. Cei mai îngrijorați de cum intră în locale, bineînțeles că sunt baronii din PSD, cei care conduc consilii județene sau conduc primării importante, și care vor fi puși în fața acestui tăvăluc, mai puțin cei din cele 5 județe, din încă roșii din sudul țării, vor fi puși în situația de a merge să ceară vot unor oameni care se pare că nu mai vor să le dea votul. Și ei n-au înțeles nici acum ce s-a întâmplat. În locul unei analize profunde pe care cine să o facă, cei care au ignorat toate mesajele pe care le-au transmis presa, opoziția, unii lideri din interiorul partidului pe care au preferat să-i dea afară decât să-i ia în serios. Ca atare, există o lipsă de credibilitate în raport cu electoratul, dovedită deja prin votul de la europarlamentare și prin votul de la prezidențiale, dar este și o problemă de credibilitate în interiorul propriului partid. Spuneți-mi, care ar fi acei lideri, alții decât împinși de jos în sus, de natură, care să ne convingă și pe noi și să-i convingă și pe ei lor, că da, ei sunt lumina de care are nevoie PSD-ul, ei sunt cei care merită să aibă în față trei trandafiri proaspeți. Formal, în momentul de față, PSD mai are doi lideri, apropo de funcțiile importante deținute, este președintele Camerei, Marcel Ciolacu, și Gabriela Firea, care este primarul capitalei. Formal, exact, da? Ai zis formal, foarte bine, formal. Formal, ei sunt, practic, liderii care au ceva putere politică, da? Niște primari de sectoare, și credibilitate, niște președinți au, de consilii județene. Vezi pe vreunul dintre ei ieșind acum cu cap, cu pixul în mână și se explice altfel decât propaganda aceea pe flipchart,
cu cifre și cu povestea aceea, programul de guvernare care a adus în egală măsură și creștere economică și inflație aproape la paritate, îi vezi pe vreunul dintre ei capabil să poartă un discurs, nu la Bruxelles cu partenerii europeni, cu noi aici în România, să ne convingă de faptul că își doresc o țară europeană și să ne explice și cum o văd? Bună întrebare. Poate o să avem ocazia să le adresăm întrebările astea celor de la PSD, noilor lideri PSD, Gabriela Firea și Marcel Ciolacu. Interesant este, domnule Petrișor Peiu, apropo de cum a arătat votul de ieri. Am văzut o statistică. În momentul de față, alegătorii PSD sunt aproape 80% persoane în vârstă din mediul rural sau periurban. Deci PSD practic a devenit, da, un rezervor electoral pentru cei din vârsta a treia, repet, când de fapt PSD ar trebui să fie un partid al oamenilor muncii, nu? De stânga, socialist, cel puțin așa sună, că spunea și Dan Cărbunaru că nu mai au direcție ideologică, da? Unde vedeți că merge PSD-ul? PSD-ul merge, mă rog, într-o direcție care nu prea mai are legătură cu contemporaneitatea. Înainte de a spune asta, aș vrea să vă aduc aminte câteva episoade. Numai departe de 26 mai, când au fost alegerile europarlamentare, în Grecia, un lider nou, Tsipras, cu partidul său Syriza, a pierdut alegerile. Nu la scorul la care le-a pierdut PSD-ul, dar le-a pierdut. În 5 minute după ce s-au anunțat exit poll-urile, Tsipras și-a dat demisia. În funcția de lider al partidului și-a anunțat că va organiza noi alegeri, s-au organizat alegeri și a venit alt partid. Demisia din funcția de prim-ministru. De prim-ministru. Informații din ședința de taină a PSD-ului, repet, din biroul președintelui Camerei Deputaților. Mi se pare foarte corectă chestia asta, dar, bun, e treaba PSD-știlor. Fac ședințe politice în biroul de președinte al Camerei Deputaților, a treia funcție în stat. Era rezonabil să se întâlnească pe la partid sau pe la hotel confort, nu? Pentru cei din PSD mai bătrâni, și aduc aminte, acolo a fost decapitat Adrian Năstase. Informațiile sunt următoarele. Mihai Fifor și Orlando Teodorovici sunt luați în discuție pentru a fi schimbați. Da, se vrea capul și lui Fifor, care este secretar general, și Teodorovici, președinte executiv, tot formal. Prea târziu. E, revenind, logica tâmpită pe care a mers PSD-ul și o merge de mult din 2004 este următoarea. Liderul care pierde alegerile nu-și dă demisia. Și atunci normal că se întâmplă noaptea cuțitelor lungi, hotelul confort. Inclusiv în 2004 liderul lor cel mai cunoscut și mai onorabil Năstase nu și-a dat demisia, a greșit. La fel Joana nu și-a dat demisia și a trebuit să fie schimbați prin procedee mai puțin elegante. Aici greșeala a fost pentru ei pe 26 mai seara. Dragnea trebuia să-și dea demisia, Dăncilă trebuia să-și dea demisia, să plece, să lase partidul care venise pe val atunci, era PNL-ul, să facă guvernul cu USR, cu cine făceau. Păcatul capital în România e că liderii politici nu au înțeles cum trebuie să se comporte. Când ai pierdut alegerile ca reprezentant al unui partid, pleci frumos acasă. Bun, nu avem nici mecanisme democratice pentru a regla chestiunea nicăieri asta. Nu sunt. Odată la 2 ani se pot face alegeri parțiale pentru a vedea, pentru ca politicienii să fie în contact mai direct cu cetățenii, pentru că PSD-ul tot timpul a repetat marota asta. Am 46% în Parlament, stau 4 ani, chiar dacă ei au ajuns la cotă de încredere sub 20%. V-am dat exemplu cu Syriza în Grecia, ca să vedeți că și dacă pierzi alegeri europarlamentare, care sunt un test important, pleci acasă. Tu, ca persoană care ai condus partidul, pleci acasă. E, acum revenind la masa PSD-ului. Până la urmă, votanții PSD-ului au rămas cei care așteaptă să primească ceva. Și care au și primit, mă rog, pensionarii cu pensii, cei din localitățile astea rurale și periurbane, cum le-a zis, nenorocirea asta de PNDL, și așa mai departe. Ăștia sunt votanții lor. Bun, dar e o problemă, domnule Mihai Goțiu. Unde se vor duce alegătorii PSD dacă PSD-ul dispare sau ajunge la o cotă nesemnificativă de 10-15%? Nu cred că mă pot bucura de pe acum că dispare sau că se reformează peste noapte PSD-ul, dar este totuși, sunt câteva lucruri atipice legate de criza asta din PSD. Dacă ne uităm la celelalte schimbări de lider, vedem că
de obicei era liderul crescut lângă liderul din acel moment. Năstase l-a înlocuit pe Iliescu, Joană pe Năstase, Ponta pe Joană, Dragnea pe Ponta. Erau tot timpul niște lideri crescuți lângă liderul suprem din acel moment. Acum nu mai avem această Dragnea situație. Dragnea a avut grijă să nu crească pe exact, nimeni, ci să execute pe fiecare în parte. Aici este o situație tipică. Orlando, Teodorovișinici, Vifor nu au avut timp. Ce se întâmplă? Acești oameni numărul 2 care erau vizibili aveau timp să-și crească în partid la rândul lor, să fie în contact cu membrii de partid, să aibă relații Teodorovici, și mai departe. Teodorovici aici, e atât de urât în PSD. Nu a avut o conducere financiară puternică de durată, doamna Dăncilă, ca să cel care e lângă ea să poată să prea automat. Și așa, probabil că această criză din PSD se va extinde. Asta este unul dintre primele lucruri atipice. Da, vreau să vă întreb ce se întâmplă cu electoratul PSD. Electorat, pentru că mie mi se pare acum, ca opinie personală, celelalte partide care practic, repet, e opinie personală, au abandonat publicul ăsta în brațele PSD-ului. Da, aici vreau să spun... Și aici, chiar și cei de la USR, anumiți colegi de-ai dumneavoastră, au vorbit urât pe rețelele sociale despre oamenii fără dinți în gură, cu siguranță știu că sunteți rezonabil, adică disprețul față de publicul PSD. Vreau să fac o precizare, și acel 46%, dacă ne uităm ce s-a întâmplat la europarlamentare și acum la prezidențiale, de fapt a fost un scor mincinos, pentru că vedem că au fost aproape 2 milioane de alegători în țară și în diaspora, care nu puteau să voteze și nu au putut să voteze, de fapt, cei care au votat acum pe listele speciale, și aici trebuie să vedem ce se întâmplă, pentru că sunt niște oameni care, de fapt, locuiesc în acele localități, dar nu pot să voteze din cauza legislației, și ceea ce se întâmpla în diaspora. Deci, practic, acești 2 milioane de oameni nu au putut să voteze efectiv în 2016. Deci, ei, dacă ar fi votat acești 2 milioane, mă rog, au votat 200.000 sau cât au votat în diaspora atunci și mai puțin pe listele speciale de atunci. Deci, practic, acești oameni, dacă vor câștiga, și noi o să ne batem să-și câștige dreptul la vot și la legile locale și la legile parlamentare în mod integral, practic vedem că PSD-ul n-a fost niciodată la acel 46% în mod real, dacă toți cetățenii și-ar fi putut exercita dreptul de vot. Domnule Roman, cei din diaspora ar avea dreptul să voteze la locale, în opinia dumneavoastră? Dacă ies un rezident în altă țară, deci, în alte comunități, în alte orașe din Europa sau din altă parte a lumii? Deci lucrurile trebuie văzute așa cum sunt. O parte sunt pe domicilii de rezidență și o parte sunt fără act, o parte sunt cu acel celebru CRDS sau o parte sunt cu actele românești. Aici soluția e una singură și îmi pare rău că guvernul PSD nu a răspuns acestei provocări, deși în calitate de președinte a Comisiei de Administrație Publică i-am scris doamnei Dăncilă, dacă nu mă înșel, vreo 12 scrisori în care ceream un punct de vedere pe cartea de identitate electronică. Acum sunteți la putere, domnul Roman. Acum o putem rezolva. Asta e și soluția și am și discutat-o cu primul ministru, să introducem cartea de identitate electronică pentru a da posibilitatea celor care doresc să voteze electronic. Și atunci lucrurile, sigur, sunt mult, mult mai simple. Noi ne-am dorit treaba asta și când am avut 20%, ne dorim treaba asta și când avem 40%. Sunteți liberi să o faceți. Da, de-abia aștept să văd lucruri făcute de la Partidul Național Liberal. O să o facem. V-am spus, am și discutat problema cu primul ministru, cu domnul Orban, cu ministrul de interne, cu domnul Vela. Problema în guvernarea PSD era una de tun, că nu știau care să dea tunul. Era o problemă împărțită între Ministerul Dezvoltării și Ministerul de Interne. Ministerul de Interne contractul avea... banii, exact. Poate cuvinte. Contractul banii și mentenanța, pentru că vorbeam de un business în care, gândiți-vă, o carte de identitate se ridică undeva la 30-40 de euro per bucată, ori 18 milioane, nu știau cum să-și împartă acest business. Din fericire, pentru noi am reușit să le trimitem acasă guvernul și vom implementa această carte. Haideți să revenim la discuție. Domnule Valentin Ionescu, ați văzut că acum foarte mulți colegi de breaslă cântă prohodul PSD.
Dumneavoastră ați mai văzut murind PSD-ul în 96, în 2004, da? Și noi toți cei din zona de media, da? Credeți că e sfârșit de drum pentru PSD-ul așa cum îl știm? Nu. Nu, și în 96-2000 au fost situații 2004. În care... situații, în 1996-2000, au fost situații în care PSD era la guvernare. Deci nu trebuie glumit cu partidul ăsta. Deci e un partid antidemocratic, este un partid cu rețele peste tot. Nu mă refer numai la rețele electorale. Și foarte important, nu neapărat atenție, la membrii PSD. De exemplu, în timp da, ce da, discutăm da, și o să discutăm da. Despre banii vistieriei da. Țării, ajungem și acolo. Șefa ANAF este da. Pusă de Vâlcov și de da, Teodorovici. Așa. Este deci, o face parte din anturajul e un PSD. E un exemplu. Liberalii, liberalii guvernează cu omul PSD. Este și admirerea călugăreanu. S-a mai întâmplat. Deci au fost situații, vă spun, și 96-2000, în care am avut funcționari sau oameni care proveneau de la de PSD. De rang de la PSD. Așa, numără, sigur, și după 2004 s-a mai întâmplat asta. Deci ceea ce vreau eu să spun este așa. Deci avem un partid structurat piramidal. E un partid de tip carismatic, deși de mulți ani nu mai are un lider carismatic, dar asta e mai puțin important acum. Este structurat oarecum pe piramida asta un pic militărește, cu niște rețele electorale bine conservate ani de zile, pentru că au un electorat încă destul de atașat, și mă refer aici mai cu seamă la cei din mediul rural, săraci, lumpeni proletari din zona periurbană și pensionari. Deci ăsta este electoratul care dur, încă se conservă. Exact, și care s-a văzut că a votat acum alături de PSD. Mai mult partidul decât persoana. S-a văzut foarte bine treaba asta. Și urmează o perioadă dificilă pe care PSD va căuta să speculeze. Ăsta nu e un partid care se va reforma. Acum fiecare dă o conotație diferită acestui cuvânt. La mine are un anumit înțeles. Unul pozitiv, evident. PSD nu corespunde unor standarde democratice occidentale, de partid occidental modern. N-are nicio legătură cu asta. Deci nici ca repere, transparență, răspundere, nici tip de cum să vă spun eu, de conduită, de etică guvernamentală, n-a avut vreodată. Sunteți pe radical, nu există. S-or găsi oameni acolo să fie, nu spun că nu, rezonabil, să fie practic pro-european? Eu nu spun că nu ar fi. Există, dar eu am impresia că este o minoritate. Iar ce am văzut în ultimii doi ani, cum să spun, o echipă de personaje grobiene care au guvernat această țară și care încă domină partidul, mă face să cred că și perspectiva este cam tot asta. Da, acum bătălia se dă între aceste personaje, nu altele. Ce aud eu la domnul... Marea majoritate, da. Domnul Ionescu, fiind practic creația da. Lui Liviu Dragnea, în sensul este. De evoluție politică. Da, atenție, adică... nici la intelectual, domnul Mănăstire, nu. Deci eu astăzi l-ascultam pe domnul Dâncu, vorbea, domnule, știi că e o problemă de percepție. Păi dacă un om care înțelege foarte bine ce se întâmplă în PSD spune că traversează o problemă gravă datorită unei percepții. Dar profesorul Dâncu are plăcerea asta să fie ideolog unui partid de oameni cu mari carențe intelectuale. Da, deci, dar îi place lui asta. Da, mă rog. Deci acolo sunt probleme de fond foarte grave. Adică un partid care spune mereu suntem legitimați prin vot și facem ce vrem, ăsta nu e un partid democratic. Adică ei nu înțeleg noțiunea de legitimitate. N-au nicio legătură cu asta. Bun, acum urmează partea cea mai grea. Partidul Național Liberal se află și și-a asumat un risc foarte mare, pentru că urmează niște măsuri grele pe care trebuie să le ia, cu implicații bugetare, dar și politice foarte mari. În momentul în care trebuie să gestionezi dosarul salariilor din sectorul public, care la anul ăsta atinge 101 miliarde, dosarul pensiilor, care anul ăsta atinge undeva la 71,7 miliarde până la sfârșitul anului, inclusiv cu angajamente. Cifre amețitoare. Așa, bun. La anul se suplimentează cu 17 miliarde pensiile și nimeni nu se va atinge de asta. Atenție. Da. Bun. Nu știu la salarii ce va fi. La bunuri și servicii a fost un dezmăț anul acesta. A fost o creștere, cineva spune, de 14%.
dacă adun salariile cu pensii cu dezmăți, dar pe ce au cheltuit autostrăzi, n-au făcut spitale, când ceva vizibil, nu au rămas. Când spun salarii și bunuri și servicii, randamentul este zero. La investiții, am curaj să spun că e un randament, dacă ar fi. Acolo s-au cheltuit 3,5 miliarde infrastructură, atât, nu mă refer la alte investiții, nu înseamnă toate investițiile, pe bunuri, servicii și salarii, undeva la 24 de miliarde. Aproape 24 de miliarde de euro până la data asta. Bunuri, servicii până și când salarii. Au părăsit guvernarea, aproape. 23 și ceva de miliarde de euro, da? Deci este o sumă enorm cheltuită. Adică, și ce disproporție, dacă vă gândiți, că de-aia am făcut comparația asta. Cât dai tu pe investiții, undeva la 12 miliarde de lei? Domnule Rescu, vreau să dai tu pe salarii și cine a fost beneficiarul acestor bani și beneficiarul principal al guvernării PSD? Unde s-au dus banii ăștia? Servicii publice nu au reformat și n-au făcut. Nu, n-au de gând. Unde s-au dus banii ăștia? Cine a beneficiat de pe guvernarea asta? Bunuri și servicii, știți foarte bine ce înseamnă. Întreții, practic, un aparat de stat. Asta înseamnă bunuri și servicii. De la utilități până la... Nu știu ce vezi dumneavoastră, maculator. Când ne referim la salarii, avem în vedere și salariile din administrația centrală, cât și din administrația locală, unde nu mai avem reglementări. Știți foarte bine treaba asta, da? Acolo salariile sunt stabilite de autoritatea locală. Cum? Asta e altă discuție, că o fac arbitrar. Și s-a văzut că au rămas fără bani. Trebuie pusă o disciplină în finanțele publice, dar în momentul în care tu pui disciplină, automat ești catalogat ca fiind individul care taie, individul care introduce austeritate. Și aici sunt pericolele, de fapt, pentru că PNL este pus în situația de a disciplina ceea ce se întâmplă în finanțele statului. Nu mai vorbesc de datorie. În ultimii 2 ani, datoria publică, așa cu care se laudă PSD că nu e mai mult de 35%, a crescut cu 26%. Pentru că au mărit artificial PIB-ul, da? Și se vede și frumos. Spus, domnule, procentual, se vede frumos. Am scăzut. Problema este când te îndatorezi. Pe ce dai bani? Eu v-am spus pe ce au dat banii anul ăsta, pe prostii. Deci ei au epuizat niște resurse financiare pe prostii. Bun. Acum fiecare decide ce se înțelege prin asta. Eu nu spun că toți salariații din bun, sectorul... Bun, o să discutăm și de la ora 10 da, asta e altă, chestiunea... Și nu rectificării bugetare a faptului că nu sunt bani, trebuie să găsească liberalii bani și faptul că am depășit deficitul de 3%. Haideți să vedem declarația. Războiul practic a fost declanșat de Nicolae Bădălău, fost om al lui Dragnea, președinte executiv PSD, care aseară, imediat la cal, după ora 21, a început să emită în spațiu public atacuri mai voalate, până când astăzi de dimineață i-a transmis Viorica Dăncilă, Nicolae Bădălău ar trebui să-și dea demisia. Încerc acum la cal să nu fiu prea radical, că totuși strategia a fost greșită. Ce derivă din lucrul ăsta ca echipă de campanie, ca și conducerea partidului, trebuie o analiză foarte serioasă și a venit timpul unei analize serioase cu caracter structural în Partidul Social Democrat. Da, o informație de ultimă oră. Rovana Plumb, propunerea PSD pentru comisar european a venit în biroul lui Marcel Ciolacu de la Camera Deputaților, unde se întâmplă o trădare în PSD. Evident, trebuie să fie și Rovana Plumb. Da, bun, Nicolae Bădălău, Dan Cărbunaru, atacuri. Până la urmă, oamenii care vor prelua puterea de la Viorica Dăncilă, da? Au calitatea morală și au imaginea suficient de bune ca să poată să facă ceva cu partidul ăsta? Sau, în opinia ta, crezi că o reformă, spunea Victor Ponta, că acest brand PSD trebuie să dispară și trebuie reînființat un partid de stânga socialist pe model european? Românul e nostalgic. Vedem și acum, dacă urmărim diverse forme de sondare a opiniei publice, că sunt încă mulți care regretă și pe Ceaușescu. Probabil pe logica asta sunt mulți care regretă pe Iliescu, pe Gioană, pe Ponta, așa mai departe. Dar nu pe regrete poți să construiești o țară. Există nevoie, într-adevăr, de politici de stânga și de un partid sau mai multe formațiuni politice de centru-stânga, capabile să înțeleagă ce înseamnă stânga europeană, capabile să folosească oportunitățile pe care le oferă apartenența la Uniunea Europeană și să construiești cu asta. Haideți să vedem ce a făcut PSD. Păi, PSD, ironia sorții face că este partidul care a împins decisiv România și în NATO și în Uniunea Europeană, dar după aceea, când a
ajuns la putere, și mă refer acum la ultimii ani, având la îndemână toate aturile ca să joace cum trebuie, inclusiv din domeniul, în domeniul performanței economice. Adică, deja apartenență Uniunea Europeană de ani de zile, 40 de miliarde de euro la dispoziție în 7 ani de zile, 2014-2020, pe masă, investiții străine, ne uitam cu toții la ce se întâmplă la săracii ucrainieni și cum vor curge banii investitorilor străini din nord către sud. Vedem că nici regimul autocrat al lui Victor Orban n-a generat neapărat un val de investiții străine. Deci păream o zonă, un pol capabil să atragă bani, capabil să atragă soluții pentru prosperitate. În loc de asta, ce am văzut? Am văzut o bătălie pentru putere în interiorul PSD, după ce striviseră electoral cam tot ce înseamnă opoziție. Am văzut o sfidare publică a oricărei opinii care încerca să explice pe diverse tonalități în interiorul partidului și în afara partidului că nu e în ordine ce se întâmplă, că ar trebui cumva schimbată, cum zice domnul Bădălos, strategia. Ei, și acum, că bine spunea domnul Ionescu mai devreme, strategie, în loc să vedem o opoziție, strategie la PSD, nu știu la ce se referă, știe domnia sa. O secundă, da. Scuză-mă, Dană Cărbunaru, Teodorovici face declarații pe președintele executiv formal al partidului, a spus că Dăncilă nu merită să iasă pe ușa din dos din PSD și că toți liderii partidului și-au făcut poze cu Viorica Dăncilă. Aici se pune o întrebare, apropo, domnule Petrișor Peiu, de ipocrizia celor de la PSD. Toți liderii PSD au votat în grup ca doamna Dăncilă să fie candidat la președinția României din partea PSD. Iar acum n-au trecut nici o zi, da? Se împlinește, s-a împlinit 24 de ore și practic toți vin să-i spună, domnule, pleacă acasă, vor să o dea afară. Toți au votat pentru Dăncilă, candidat. Pentru că, de fapt, asta este calitatea, cum se zice așa, cu un termen la modă, leadership-ului din PSD. Ăștia sunt ei și cei vehiculați înainte, cei patru, cei cinci, nu sunt niște lumini, să fim serioși. Ei au rămas în capcana asta, au crezut că dacă Viorica Dăncilă va pleca acasă, pe 27 mai, Iohannis nu o să le mai dea un mandat. Și care era problema? În loc să realizeze că numai așa se puteau salva, au preferat să meargă cu o persoană mai puțin decât mediocră. Dar cu cine să se salveze, domnul Peiu? Poftim? Cu doamna Dăncilă? Dacă ar fi plecat Dăncilă acasă, s-ar fi vacantat acel loc și și-ar fi asumat toți cei care erau la conducere. Scorul dezastruos din 26 mai, poate ar fi dat posibilitatea altcuiva mai carismatic, mai cu idei, să vină să ocupe acel loc. Păi gândiți-vă la un om din PSD, carismatic. Nu e treaba mea să mă gândesc, eu n-am păi nu știu, nicio legătură. Eu nu identific, jobul nostru este, se numește dosar de păi poetician. Puteau să-l aducă pe Tudose, de exemplu. Eu n-am niciun dosar de poetician carismatic la PSD. Puteau să-l aducă pe Tudose, care mai salva. E foarte carismatic, da. Tudose are o carismă ca de nucă în perete. Pădâncu, dacă tot s-a vorbit, nu știu, n-am, nu mă, nici nu vreau să mă gândesc, că Vasile n-am Dâncu, nicio simpatie sau, pentru el. Da, pentru Dâncu, da, dar pentru ceilalți nu. Dar concluzia se, mă scuzați, domnule Petrișor, producătorul meu primește informații la cald, relatate și de presa online. Concluzia serii ar fi că Dăncilă pleacă acasă, locul este luat de Marcel Ciolacu, iar Fifor și Orlando Teodorovici își încheie scurta carieră de lider ai PSD, adică secretarul general și președinte executiv pleacă și acasă. Cel puțin secretarul general era renumit și înainte pentru ineficiența și incapacitatea de a mișca ceva pe oriunde se va duce și pentru faptul că nu și asumă niciodată nicio poziție din asta de a intra în competiție cu cineva. Pe de altă parte, eu vreau să remarc că în România, în general, avem această problemă. Oamenii care pierd alegeri nu știu să plece. Și, din păcate, și la un partid care ne-a dat multe speranțe, la un moment dat s-a întâmplat același lucru. După apropo de Mihai Fifor, da, poreclit umbra Vioricăi Dăncilă, Fifor n-au trecut, cred că vreo 10 ore, a atacat-o și el pe Viorica Dăncilă pentru prezența lui Gabriel Oprea, da, generalul Izmană, se lăfăia în biroul PSD în noaptea alegerilor. A fost un moment, da, pe care liderii PSD l-au folosit pentru a-i cere socoteală Vioricăi Dăncilă, da? Gabriel Oprea, numele infam de care se leagă cazul Gingină, mari probleme în justiție, nașul lui Victor Ponta, practic a intrat pe ușa din dos în conducerea PSD, iar liderii PSD, ca să vă dați seama ce haos e la partid, Gabriel Oprea era vicepreședinte PSD.
PSD, iar alți lideri PSD nu știau că omul ăsta are funcție în partid. A ieșit un scandal monstru. Cine a aruncat piatra? Primul, evident, Mihai Fifor, poreclit și umbra lui Dăncilă. Fifor, evident, vrea să scape pielea, însă nu va avea șanse să scape încă o dată, Fifor fiind un obișnuit al piruetelor și al trădărilor din partid. Pauză și revenim, vedeți imagine, discutăm și despre Gabriel Oprea și despre militarizarea PSD-ului. Marcel Ciolacu, se fac discuții, Viorica Dăncilă este istorie în PSD în acest moment, îi urmează Mihai Fifor și Orlando Teodorovi, secretarul general și președintele executiv. Un motiv de scandal a fost prezența lui Gabriel Oprea la sediu de campanie de aseară, de azi noapte, dar și faptul că Gabriel Oprea, fost lider al PSD, este chipurile vicepreședinte al partidului. Viorica Dăncilă s-a grăbit să dea explicații, este unul dintre motivele folosite de puciști pentru a-i cere plecarea Vioricăi Dăncilă de la conducerea partidului. Da, cine l-a adus pe Gabriel Oprea? Acum a ajuns vicepreședinte PSD. Da, toată lumea se dezice de prezența lui Gabriel Oprea în sediul partidului. Viorica Dăncilă a explicat o chestiune legată de cadrele militare pe care Oprea le-ar reprezenta, care au făcut un partizanat, un pact politic cu cei de la PSD. Haideți să vedem declarații. Pe domnul Gabriel Oprea, ne puteți explica prezența lui în sediul central al partidului? Da, noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăția, am făcut cu Uniunea Militarilor și Rezerviștilor, Polițiștilor și Militarilor, am făcut cu mai multe sindicate. Iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, liderii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Național. Deci avem toți liderii care au fost liderii de sindicate au funcție de vicepreședinte la nivel de Comitet Executiv Național. Am făcut cu 5 sindicate, deci avem 5 vicepreședinți. Au drept de vot în CEC? Dacă au acest lucru, au drept de vot. Da, scandal monstru. Gabriel Oprea a băgat pe ușa din dos în conducerea partidului. Domnule Peiu? Încă o dată, ei sunt într-o postură ridicolă. Și sunt de mult. Dacă cu astfel de oameni cred ei că își pot reforma partidul, să fie sănătoși. Până la urmă, ceva voturi ori fi luat de la cadrele astea militare? Ce voturi să ia? Hai să fim serioși. Mie mi se pare foarte emblematică și partea asta cu sindicatele. Practic, ce-au făcut? Au cumpărat sindicatele sau... Ce, e o problemă mare din punctul meu de vedere că puterea sindicatelor a scăzut în ultimii ani și a scăzut tocmai din cauza acestor înțelegeri cu partidele, dar practic și-au pierdut forța pe care o aveau înainte. Eu sunt curios totuși cine sunt ceilalți lideri de sindicat care au acceptat asemenea protocoale, că tot se plângeau până acum jumătate de ani de protocoale cei de la PSD. Cât despre Gabriel Oprea, ce să spun, dimineața când am citit știrea prin Noianul de Știri, nu știam ce să mai mă revolt, să mă irit, să râd de ideea asta de a-l pune pe Gabriel Oprea, vicepreședinte la PSD, ținând cont și de dosarele pe care le are și de toată... Acolo și-a mai rezolvat domnul Gabriel Oprea. Da, da. Ținând cont și de discursul cu serviciile, cu statul paralel, păi e, domnul Oprea e un exponent de primă mână a infiltrării și a amestecului politicului în zona asta de servicii secrete. Sau amestecul serviciilor în politică, poate în e și ambele, viceversa, da. În ambele direcții. Deci, niciun de caz nu Dăncilă a hotărât asta, că da. Altcineva conducea acolo. Mă rog... Pe cine conducea domnul Pe? Stați puțin. Mari consiliere a ei. Aici, inclusiv un om de presă. Hai că... Și discutam și despre strategie sau despre discursul extremist. Cred că e singurul lucru care s-au delimitat după ce a căzut Liviu Dragnea, pentru că probabil totuși cineva le-a atras atenția, băi, noi cu discursul ăsta anti-european, pentru care au defilat în campania de la europarlamentare extrem de dur și violent,
intră în contradicție cu un minim sondaj, cu opinia românilor față de intrarea. La momentul acela aveau deja înghețate relațiile cu socialiștii europeni. Da, și în condițiile în care, nu mai știu, era un sondaj recent, 70% dintre români au o opinie bună față de legată de faptul că România a intrat în Uniunea Europeană. Pe cum să susțin un asemenea discurs? Probabil că aici cineva le-a atras atenția, băi, bun, e total perdant. Dacă nu ar fi găsit motivul Gabi Lope, ar fi găsit alt motiv pentru scandalul de dimineață, pentru cererea de demisia doamnei Dăncilă, nu? Dan Cărbunaru. Dar oricum a fost șocantă reapariția generalului Oprea, care a fost un jucător important în 2015, da, nu foarte mulți ani, era omul care tăia și spânzura prin România, dacă ne aducem aminte, era vicepremier, practic Victor Ponta nu ieșea din cuvânt. Premier. Da, era chiar premierul României, se pregătea să prefigura, a venit cazul Gingină și după aceea s-a cam terminat cariera politică a lui Gabriel Oprea, da? Dar poate vă amintiți cum, și că... Cum reapar personajele astea, Dan Cărbunaru? Interesul domnului Oprea față de situația din PSD a fost existent inclusiv la bătălia dintre Rovana Plumb și Liviu Dragnea pentru succesiune. Dacă vă amintiți, când a și spus domnul Oprea, am avut o discuție cu Liviu Dragnea și m-am decis să-l sprijin. Deși nu avea legătură neapărată directă cu PSD-ul. Deci există o conexiune, poate că ea s-a întrerupt, nu știu, cel puțin în spațiul public. Pe de altă parte, dorința doamnei Dăncilă de a strânge voturi de peste tot, inclusiv din zona sindicală, într-o modalitate mai mult sau mai puțin transparentă, poate fi logică din perspectiva unui partid de stânga, chiar dacă înțeleg că n-a fost foarte eficientă, sau cine știe, putea să aibă un scor mai mic fără sindicate, nu-mi dau seama exact. Pentru că tot ceea ce a făcut PSD în ultima, să spunem, ultima perioadă în care a guvernat, a fost îndreptat într-adevăr către diverse categorii de bugetari. Da, de ce crezi că oamenii ăștia care practic au făcut parte din jocul ăsta de putere din ultimii 20 ceva din România nu au puterea, da, de a face un pas înapoi și de a sta acasă? Ce-i trebuie lui Gabriel Oprea? Da? Omul ăsta este multimilionar în euro, este mare proprietar de terenuri în județul Ilfov, este o bogăție extraordinară. Ce-i face, da, să peste ocean revină? În America, Bloomberg, miliardar în dolari, nu în lei, grei sau ușori, și-a anunțat deja intenția de a intra în alegerile... Păi da, dar el a fost un primar bun al New Yorkului, adică are în spate o carieră, până la urmă, politică, administrativă, da? Oamenii ăștia ce au făcut? Gabriel Oprea. Ți-a rămas ceva în minte după mandatele politice ale lui Gabriel Oprea pe la apărare, pe la interne? Ceva semnificativ, ceva esențial pentru România? Îmi amintesc că împotriva curentului a reușit să oprească recalcularea pe minus a pensiilor militare când era la Ministerul Apărării. Mi-aduc aminte de acel moment și cred că mai e o fotografie la Casa Albă în care îl puteam vedea și pe dumnealui. Adică, cel puțin pe această componentă a relației transatlantice, știu că era destul de activ. Din păcate, în mod nefericit, în plan intern, a fost asociat cu anumite poziționare ale PSD-ului și, evident, acel accident teribil al polițistului de pe motocicletă, cred că i-a afectat serios cariera politică și rămâne de văzut în justiție ce se va întâmpla mai departe cu acel dosar. Dar conexiunea domniei sale cu PSD-ul e una de 10 de ani. Adică, da, în 2014, Gabriel Oprea se visa pe directorul SRI, dacă Victor Ponta ar fi ieșit președintele României. Cam acolo se juca Gabriel Oprea în anii nu foarte îndepărtați. Vrea premier. Da, premier în 2015, da, era vicepremier. Ponta era mai mult, stătea prin Turcia la recuperare. De ce zâmbiți, domnul Ionescu? Parcă trăim așa, într-o ziua cârtiței, aceleași personaje revin la intervale regulate și ne captează atenția. Da, vedeți fotografia din sediu PSD? Pentru că, de fapt, în PSD este acum, și de mai mulți ani de când a plecat domnul Iliescu, pare irelevant cine preia partidul. Partidul ăsta este condus de baronii locali, nu e condus de un lider carismatic, nu mai este. A trecut perioada respectivă, dar baza a rămas oarecum aceeași. Ei vor decide în momentul de față cine va fi lider pe termen scurt, atenție, până la alegerile locale. Vedem după aceea ce se va întâmpla. Miza lor în momentul de față, și cred că a fost înainte de aceste alegeri prezidențiale, au fost, de fapt, alegerile locale și cele parlamentare de anul viitor. Nu interesa prezidențialul. Asta este o temă falsă. Trebuie să uităm de ea. Păi ei interesează să-și conserve niște relații, trebuie să-și păstreze
registreze tranzacțiile din care extrag rente. Asta îi interesează pe ei. Nu că și-au ales prost sau că au avut o strategie proastă de campanie. Are nicio treabă. Alegerile de președinții, de președinți de consilii județene, direct într-un singur tur. Da, deci păi, nu sunt mai multe aspecte aici. Păi îi interesează să-și conserve momentul de față puterea la nivel local și să aibă un scor cât mai bun la parlamentare. Pentru asta vor trage cu turnurile în Partidul Național Liberal, care are, cum spuneam mai devreme, o sarcină foarte dificilă, ingrată, pentru că și-a asumat singur această guvernare, alții n-au vrut să vină, din păcate, îmi pare rău să o spun, dar asta e realitatea. Și primul pas acum de risc, de pildă, păi stați puțin că poate nu o să tragă cu turnele, domnule Roman. Da, o să tragă cu turnele. Un PSD condus de Marcel Ciolacu poate fi un partener de discuții cu Partidul Național Liberal? Practic s-a încheiat epoca Dragnea, că ăsta va fi referul începând de mâine, de poimine. Dată, noi am terminat cu epoca Dragnea și acum ne-am reformat, suntem un alt partid social-democrat. Poate faceți niște parteneriate cu noul PSD, să-l numesc așa. Mai ales că le țineți oamenii în funcții, domnul Roman. Dar de ce să nu începem cu schimbarea lui Marcel Ciolacu din fruntea Camerei Deputaților? Că și e mai simplu. Păi, ușor nu e, dar nici imposibil nu e să ne gândim foarte serios la treaba asta. Eu văd că unii dintre noi încă se mai miră, domne, uite ăștia, nu se reformează. Eu n-am auzit pe nimeni de la PSD vorbind despre reformă. Deci, ei, eu cred că și-au asumat toate mișcările astea. Amintiți-vă că au venit cu mitrea. Manivelă, CFR, cale ferată, tunuri, tataia care le făcea cu cosmâncă mari și late, s-a întors lângă doamna Dăncilă. Tot zilele trecute a mai apărut un peisaj important, garantat Vanghelie. Așa este. Acum a apărut, oamenii au fost disperați. Au încercat să intre cu tot ceea ce pot în luptă, sperând că vor face voturi mai multe. Vreau să vă spun că povestea cu militarii nu e întâmplătoare. Deci, joi și vineri am avut semnale de peste tot. Deci, practic, grupurile de comunicare interne ale rezerviștilor au fost inundate de niște știri false, preluate de pe niște site-uri obscure neasumate. Campanie negativă, da? Campanie negativă, se taie pensiile militarilor. Au fabricat inclusiv un proiect de ordonanță de urgență semnat de Ludovic Orban, ca să vedeți la ce le-a stat mintea. Vorbim în a doua parte a emisiunii și economie și chestiuni legate de rectificarea bugetară. Liberalii caută bani. O să vedem dacă îi și găsesc.